Astăzi o victorie împotriva echipei Eurospring, cum a fost jocul? Care pe care, nicio diferență între echipe. Am avut atu ăsta moral ca să avem în echipă un fost internațional. Ați văzut ce calități fizice are, nu mai vorbim de cele morale. E un băiat extraordinar și îi mulțumesc că a fost alături de noi. De fapt, asta a fost sărbătoarea noastră. Niciodată nu jucăm fotbal pentru altceva decât pentru plăcere și atmosfera asta care o vedeți aici. Felicitări totuși pentru această achiziție. Cum ați reușit să-l convingeți ca să-l aduceți? E vorba de o prietenie adevărată și adâncă. Încă o dată vă spun că dispune de niște calități, mai ales morale, pe care le apreciem tare mult și la Cluj jucăm frecvent pe teren mic, de două sau chiar de trei ori pe săptămână, motiv pentru care la un pariu l-am determinat să vină, să se legitimeze la clubul ăsta, pe care l-am format, cred că în urmă cu 18 ani exact astăzi. Mulțumesc mult și multe bine!